Mi-a rămas fantișpanul de la tort. Ia uitați. Resturile, parte tăiată de deasupra. Și am să le sparg bine. Și o să punem blatul de fantișpan. Aici am unt topit. O să punem și cacao. O să punem și cacao. Și esență de rom. Și acum o să rupem fantișpanul și o să facem bucățele. Bucățele mici, mici, mici. Așa. Și o să adăugăm untul. Așa. Vă facem mici, mici, mici bucățele. O să punem și puțină cacao. Cam 2 linguri de cacao. Adăugăm esență de rom. Așa. Și amestecăm. Punem și untul. Am aproape 100 de grame de unt aici. Și amestecăm bine. Până obținem o pastă. Și din aceasta să facem biluțe. Și o să le îmbrăcăm în fondant. Facem o pastă delicioasă, bună, aromată. Așa. Le puteți da prin nucă, prin nucă de cocos, prin alune. După ce am obținut, le dăm deoparte și o să întindem bucățele de fondant unde o să învelim biluțele noastre. Așa. Gustați, gustați mereu să vedeți dacă este bun de dulce, bun de arome. Așa. Este aproape gata. O să punem aici deoparte. Așa. Aici am fondant galben și am să-l întind. Și o să avem nevoie de amidon ca să putem întinde bine. Și o să presurăm puțin amidon pe masa de lucru. O să luăm o bucată de fondant. După cum ați văzut zilele acestea, m-am ocupat de acest fondant și o să întindem. Restul îl ținem în folie ca să nu se usuce. Așa. Și acum o să-l întindem. O să întindem cu un sucitor. Ne ajutăm cu amidonul.
să tăiem bătuțele. După ce am tăiat pătrățele, o să luăm câte puțin din compoziție. Deci câte puțin și o să facem o biluță. Uitați așa. Și o să facem o biluță. Și o să punem în interior aici. Le așezăm mai întâi pe margine. Și apoi le facem pe toate odată ca să nu murdărim fondantul. Așa. Le facem mai mari, mai mici, cum ne plac. Luăm câte puțin și facem biluțe. Luăm câte puțin și facem biluțe. Și apoi le facem pe toate, le acoperim cu fondant. Ori le dăm prin nucă de cocos, prin nucă, prin alune, prin bombonele colorate. Eu în seara aceasta le dau prin fondant. Dacă tot zilele acestea lucrez cu fondantul. Și facem biluțe. Așa. Ia să vedem câte am făcut. Am făcut biluțele. O parte din ele. Așa. O să punem cu câte o biluță aici, în interior. Ia uitați. O să punem în interior așa o biluță. Este mic. Și o să închidem. O să închidem bine capetele. Ia uitați așa. Și o să facem praline. Ia uitați ce frumos arată. Ne ajutăm cu puțin amidon ca să nu se lipească. Ia uitați. Așa. Și o așezăm aici. Pe această parte. Acum luăm altă bucățică de fondant. Și punem deasupra și închidem. Închidem încet capetele, așa. Și unim. Și le facem încet și cu răbdare. Așa. Așa o să iasă. Așa, punem puțin amidon ca să nu se lipească. Și punem aici alături. Mai luăm încă una. Punem altă biluță în interior. Și așa o să le facem pe toate. După ce le-am făcut, să vă arăt, o să le decorăm. Și vă arăt imediat cum. Așa.
puțin amidon. Așa. Am să mai fac încă unul. Punem în interior. Punem biluța în interior, așa. Și ridicăm capetele și unim. Unim și se lipește. Așa. Sau le putem da prin bombonele colorate. Ia uitați, avem bombonele colorate, luăm biluța și o punem în interior. Așa, acum să decorăm. Aici am bezele colorate, am să pun doar una. Doar una. Și am să pun puțină apă. Puțină. Am să iau puțină și am să pun puțină apă. Și am să bag la microunde. Și am să las câteva secunde. Gata. Amestecăm. Așa. Am tăiat hârtia și o să facem un coșuleț. Și o să ducem primul capăt aici sus, așa, și celălalt îl duc în partea asta altă și le unim aici, în spate. Așa, și închid. Cu lingurița am să pun compoziția noastră. Așa. Am să închid bine. Și am să tai vârful. Ia să vedem acum. Și cu. Așa. Așa e mai bine. Și-a făcut pătrățele. Acestea sunt bombonelele care le-am realizat din bandișoanul rămas de la tort. Sper să vă placă. Și continuați așa cu toate. Ia uitați. Acestea sunt.
vă placă. Ia să vedem, să vă arăt în interior cum este. Trebuie să se usuce, bezeaua de deasupra. Uitați, în interior așa arată. E bună. Aceasta este rețeta mea. Sper că v-a plăcut. Vă pup dulce pe toți. Vă urez o seară frumoasă. Și multă, multă sănătate. Sănătate și fericire și numai bine. Și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere și o seară frumoasă tuturor. Pupici!